După ce a cumpărat ansamblul istoric Mina Petrila, Consiliul Județean Hunedoara are în vedere mai multe acțiuni în perioada următoare. Printre acestea se numără inventarul obiectivelor, asigurarea pazei și obținerea de fonduri nerambursabile pentru reparații și amenajarea turistică a acestui complex minier. Autoritățile spun că Planeta Petrila va fi un punct de referință pentru turismul și cultura din Valea Jiului. Fosta Mina Petrila a fost cumpărată de Consiliul Județean Hunedoara de la Societatea de Închideri Miniere, care a fost proprietarul acestui obiectiv. Conducerea Consiliului Județean spune că greul de acum începe. Sunt multe de făcut pentru ca acest ansamblu să devină un adevărat muzeu al mineritului, un obiectiv turistic și cultural. Pentru aceasta este nevoie de atragerea de fonduri nerambursabile. Toți membrii regiunii ADR Vest și am avut asigurarea din partea celorlalți trei colegi de președinți de Consiliul Județene că acest obiectiv, Mina Petrila, va fi tratat cu cea mai mare seriozitate de către ADR Vest și bani vom obține 100%. Un alt obiectiv pe care și-l propune Consiliul Județean, actualul proprietar, este paza complexului. Până acum au fost multe furturi de materiale din incinta minei. Un lucru pe care mi-l doresc și nu o să trec cu vederea peste el, vreau și rog colegii mei de la Consiliul Județean, trebuie să organizăm paza acestei mine, care într-adevăr să nu mai fie un mijloc de unde se poate fura, trebuie să conservăm tot ce este de conservat și mai ales clădirile care sunt monument istoric. Mina Petrila a fost cea mai veche exploatare de huilă din țară și cea mai adâncă din Valea Jiului, la 1000 de metri în subteran.